Hristos a înviat! Preacucernice Părinte Paroh și iubiți credincioși, în fiecare an, în Duminica a patra după Învierea Domnului sau după Sfintele Paști, la momentul potrivit al Sfintei Liturghii, luăm aminte cu toții că se citește pericopa evanghelică de la Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan, capitolul 5, versetele 1 până la 15, în care ne este relatată o minune, o altă minune săvârșită de Mântuitorul nostru Iisus Hristos, și anume vindecarea slăbănogului de la scăldătoarea Vitezda, scăldătoarea ierusalimiteană Vitezda, care vreme de 38 de ani a fost paralizat. Și iată, la poarta oilor, una din cele 5 intrări în cetatea Ierusalimului, unde era această scăldătoare, a venit Hristos Domnul spre a-l vindeca pe el, pe acest slăbănoc sau paralitic bolnav de 38 de ani. Pentru că la această scăldătoare, care avea 5 pridvoare, era mulțime mare de bolnavi, orbi, șchiopi, uscați, așteptând tulburarea apei. Și de fiecare dată, la tulburarea apei, cobora un înger, care de fapt el era cel care tulbura apa. Și dacă cel care intra primul după tulburarea apei se vindeca, ori de ce boală era el cuprins. Deci primul care intra după această tulburare săvârșită de îngerul, Domnului, îngerul trimis al Domnului, se vindeca de orice boală era el cuprins sau de orice neputință. Și iată, acest slăbănoc de 38 de ani bolnav nu avea pe nimeni. Nu avea pe nimeni care să-l ajute să-l arunce în scăldătoare imediat după tulburare, fiind primul. Și iată, un altul o lua înaintea lui, care era ajutat de cei ai lui, membrii familiei, și deci el nu apuca, de 38 de ani, n-a apucat să fie tămăduit și vindecat, pentru că nu avea cine să-l ajute în acest sens. Și Mântuitorul urcă special la această poartă a oilor și merge special la această scăldătoare, Vitezda, spre a se întâlni în mod cu totul deosebit cu acest bolnav și paralitic, pe care îl știa că era de mai multă vreme bolnav decât vârsta lui, a Mântuitorului. Era bolnav de dinainte de a se întrupa pe pământ Iisus Hristos, Domnul și Stăpânul nostru. Și făcându-i se milă de el, l-a tămăduit pe el. A intrat într-un scurt dialog cu el, întrebându-l: vrei să te faci sănătos? Cumva o întrebare retorică, pentru că toți cei de acolo acest lucru îl vroiau, acest lucru îl urmăreau, să se facă sănătoși. Și el, implicit sau explicit, îi spune: Doamne, nu am cine să mă arunce în scăldătoare imediat după tulburarea apei. Și iată, de 38 de ani stau aici așteptând mila cuiva, dragostea cuiva, care să vină să mă ajute și pe mine să intru în scăldătoare spre a mă tămădui sau vindeca eu. Și atunci el, Hristos Domnul, îl tămăduiește direct ca Dumnezeu și stăpân și vindecător, doctor, tămăduitor a toate. Îl vindecă pe el cu cuvântul său și cu puterea sa cea dumnezeiască. Și iată, acest om bolnav de 38 de ani, după aceea cu multă recunoștință, se duce la templu și mulțumește lui Dumnezeu pentru darul primit de el, pentru modul în care el a fost vindecat prin acest om pe care el, bolnavul, nu-l cunoștea. Nu știa că de fapt este Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu cel viu, a doua persoană a Sfintei Treimi, Dumnezeu adevărat și om adevărat în același timp. Dar el a mers la templu și a mulțumit lui Dumnezeu pentru vindecarea, ortămăduirea de care a avut parte.
Iar Hristos Domnul, după ce a tămăduit, după ce l-a tămăduit pe acest bolnav, se retrage din mulțime, se dă la o parte și se duce și se întâlnește cu bolnavul acesta acolo, la templu, unde amândoi s-au dus să se roage, unde amândoi s-au dus să se întâlnească cu Dumnezeu. Și iată ce îi spune, iată de acum te-ai făcut sănătos, ai grijă să nu mai greșești, ca să nu ți se întâmple ție altceva și mai rău. Iar evreii, cărturarii și fariseii, care au văzut și au auzit de această minune a lui Iisus Hristos, altă minune săvârșită de Iisus, prin care acest bolnav a fost vindecat de paralizia lui, pe care o avea de 38 de ani, îl acuză că a fost vindecat în zi de sâmbătă. Ei rămân limitați tot la rigorile legii iudaice, nu le-au depășit, n-au trecut dincolo, n-au avut dragostea și înțelegerea că mai mare este minunea ce s-a săvârșit decât respectarea cu strictețe a legii iudaice și a zilei sabatului. Și îl întreabă pe acest bolnav, cum te-ai vindecat, cine te-a vindecat? Și el explică cu deamănuntul toate cele întâmplate lui. Și iată că din bolnav el se face sănătos, iar din om sănătos, recunoscător, devine și unul mărturisitor, pentru că întâlnindu-se aici la templu cu Iisus Hristos, apoi spune tuturor, mărturisește evreilor care l-au întrebat pe el ce și cum, cine este cel care l-a vindecat pe el și cum a făcut toate acestea, mărturisind astfel puterea vindecătoare și tămăduitoare a lui Iisus Hristos și minunea ce s-a săvârșit de către Iisus Hristos cu el, din dragostea lui Dumnezeu și din purtarea sa de grijă față de noi toți, față de toți oamenii. Omul acesta a stat 38 de ani bolnav în mijlocul unei mulțimi. Și nimeni în 38 de ani nu s-a îndurat de el să-l arunce și pe el în scăldătoare și să-l vindece astfel scăldătoarea după tulburarea făcută ei de Îngerul Domnului trimis de acesta. Și iată ce înțelegem de aici, că de multe ori noi oamenii putem fi părăsiți sau abandonați de oamenii de lângă noi, de semenii noștri, de apropiații noștri, de frații noștri, de cunoscuții sau rudeniile noastre, dar să ne rugăm lui Dumnezeu ca El niciodată să nu ne părăsească. Dacă El nu ne va părăsi, nimic nu ne va lipsi. Iar dacă El ne va părăsi și de-am avea toată lumea, lumea întreagă și pe toți lângă noi, împreună sau alături de noi, nimic nu vom avea, de nimic nu ne vom bucura, pentru că ne va lipsi esențialul, Hristos Dumnezeu în viața, în sufletele și în inimile noastre. De aici vedem că, potrivit cuvântului psalmistului, blestemat este cel ce își va pune toată nădejdea sa în om, nu în om, ci în Fiul omului, în Dumnezeu cel adevărat. În El trebuie să ne punem noi toată nădejdea, toată încrederea, că până la urmă la mâna și la mila lui Dumnezeu rămânem. Pentru că, iată, omul acesta, 38 de ani, a nădăjduit, a sperat că cineva în atâția ani, în toată mulțimea aceea în care, în mijlocul mulțimii fiind, era de fapt ca într-o pustie, omul acesta, 38 de ani, a nădăjduit că cineva îl va ajuta. Și n-a făcut-o, dar a venit Dumnezeu, care i-a răsplătit astfel toată răbdarea lui, toată nădejdea lui, toată credința și încredințarea lui, că omul n-a abandonat și n-a abdicat, că altul în 38 de ani pleca, lăsa și scăldătoarea, lăsa totul și pleca, sau se ducea de acolo, intra în deznădejde, intra în disperare, ori el a stat acolo până a venit Hristos Dumnezeu. Și iată, Hristos Dumnezeu tuturor ne răsplătește dragostea noastră,
răbdarea noastră, încrederea și nădejdea noastră că cu El putem face totul și suntem totul, iar fără de El nu putem face nimic și nu suntem de fapt nimic. Suntem de fapt nimic. Adică cu Dumnezeu și cu credință toate le putem face noi cei care credem cu adevărat în El, iar fără de mine nu veți putea face nimic, spune chiar Hristos Dumnezeu Domnul. Un trimis al lui Dumnezeu, precum odinioară acest înger păzitor care tulbura apa la scăldătoarea vitezdei și care, iată, astfel miluia pe câte un bolnav și se vindeca, un asemenea trimis este și Sfântul Ioan Rusu, ocrotitorul spiritual al acestei biserici și parohii, pe care îl vom prăznui mâine, cum facem în fiecare an la data de 27 mai, pentru că el s-a săvârșit din această viață arăposat, adică la data de 27 mai 1730, în satul grecesc Procopie. Atunci era ținut turcesc, era partea Imperiului Otoman. Astăzi este Evia, Procopie, în insula Evia, aproape de Atena, în Grecia, unde, cu multă evlavie, mulți dintre noi ne-am învrednicit și bucurat să mergem și să ne închinăm acolo la moaștele Sfântului Ioan Rusu, cel făcător de minuni, tămăduitor și vindecător, care a trăit 40 de ani, între anii 1690-1730. Era născut în Hatman Căzecesc ucrainean, în zona interferențe dintre Ucraina și Rusia, de aceea îi spune Sfântul Ioan Rusu. Și iată, el înainte vreme a fost luptător în oastea rusească și căzăcească. După aceea a ajuns sclav la un agă turc. Și acest turc l-a luat pe el drept slujitorul său, îngrijitorul animalelor sale. El purta de grijă de animalele din gospodăria acestui agă turc. Și iată, a ajuns la o asemenea stare acest om plăcut al lui Dumnezeu, încât acest dregător turc l-a iubit mult pe el și l-a prețuit foarte mult și îl cinstea și îl respecta într-un mod deosebit. Între alte multe minuni, făcute cu multă smerenie, pentru că era un om extrem de smerit și de simplu, care seara, după ce se îngrija de animalele din gospodăria dregătorului, se ducea într-o grotă unde era un altar, o bisericuță, un paraclis închinat Sfântului Gheorghe, și acolo el se ruga de fiecare dată, toată noaptea priveghind în post și în rugăciune. Și iată, între minunile săvârșite de el, a fost și aceea că dregătorul turc a mers la Mecca și acolo, la un moment dat, s-au terminat proviziile și nu mai avea mâncare. Și dregătorul a trimis vorbă celor de acasă să-i trimită merinde de drum, pentru că atunci dura mult un pelerinaj la Mecca. Și iată, aude Ioan Rusu că ei, slujitorii dregătorului, ai curții dregătorului turc, se organizează cum să facă, ce să facă, să-i trimită stăpânului lor merinde de drum, mâncare. Și iată, cu rugăciune și cu puterea minunată a lui Dumnezeu, Ioan Rusu trimite mâncare dregătorului său la Mecca. Cu farfuria, cu castronul din care el mânca atunci când era acasă, unul de argint, pentru că era un om puternic, stăpân, un om bogat, un agă, un dregător. Și cu același blid, el va mânca la Mecca mâncarea dusă acolo de Dumnezeu
S-au trimis acolo de Sfântul Ioan Rusu cu puterea lui Dumnezeu la rugăciunile și intervențiile sale. Iar când a venit acasă, a povestit tuturor și a mulțumit familiei că s-a îngrijit să-i trimită mâncare și mai mult decât atât, să-l mângâia în atât de mult încât să-i trimită farfuria lui din care mânca el și să se simtă astfel ca acasă, mâncând chiar din farfuria lui. Și cei de acasă au fost foarte mirați, zicând că ei n-au făcut așa ceva, n-au trimis farfuria lui și ei se pregăteau să trimită merinde, dar nu cu farfuria și nici într-un caz cu farfuria lui. Și atunci s-au mirat și s-au întrebat de unde, cum s-au întâmplat toate acestea. Și el, dregătorul turc, și-a dat seama că toate acestea numai lui Ioan îi se datorează, datorită lui s-au întâmplat acestea, pentru că îl vedea ce mult se ruga și ce multă evlavie avea la Dumnezeul său, că el a ajuns slugă și datorită faptului că nu s-a lepădat de credința lui și n-a trecut la credința musulmană, n-a trecut la musulmani, căci dacă ar fi trecut, putea să evolueze, să crească în scara socială și să nu rămână doar o simplă slugă. Ori el nu s-a lepădat de credință și pentru aceasta și cu atât mai mult acest dregător l-a prețuit și respectat în mod deosebit pe Ioan Rusul, care a făcut multe și multe alte minuni și care face până astăzi foarte multe minuni și mai ales tămăduiri sau vindecări. Multă lume bolnavă, inclusiv de cancer, care au ajuns la Evia și s-au închinat la sfintele sale moaște, s-au tămăduit. Sunt cazuri concrete de oameni care s-au vindecat, precum alții s-au vindecat datorită Sfântului Efrem cel Nou sau alții datorită Sfântului Ierar Nectarie din Eghina. Trei mari sfinți tămăduitori, deosebit de popular și foarte iubiți de mulțimea de credincioși pentru binefacerile lor, pentru minunile săvârșite de ei și pentru dragostea ce o poartă ei față de oameni până în zilele noastre, până astăzi, vindecându-i și tămăduindu-i pe cei care se roagă lor cu credință și aleargă la ei cu multă evlavie, făcând pelerinaje la Eghine, unde e Sfântul Nectarie, la Evia, în satul Procopie, unde e Sfântul Ioan Rusu, și la Nea Macri, unde este Sfântul Efrem cel Nou, toți trei în Grecia de astăzi, în jurul Atenei, într-o parte și alta a Atenei. Mare lucru și mare dar de la Dumnezeu aveți aici, în această parohie, că aveți ocrotitor pe un asemenea sfânt. Nu știu cât reușiți să realizați, să conștientizați ce mare dar este că l-aveți pe Sfântul Ioan Rusu drept patron sau ocrotitor spiritual al acestei comunități bisericești, al acestei comunități parohiale și de fapt ar trebui să fie ocrotitorul spiritual duhovnicesc al întregului sat, al întregului ținut. Oricând, cu toată dragostea, cu toată nădejdea și cu toată încredințarea, precum odinioară, slăbănogul din Evanghelie, să veniți, să alergați cu toată dragostea și evlavia la Sfântul Ioan Rusu, citindu-i acatistul, rugându-vă lui, citindu-i paraclisul, închinându-vă icoanei sale, oricând aveți nevoie, oricând sunteți în moment de boală, de necaz sau de strâmtorare, de cumpănă și de neputință ori slăbiciune, să veniți la Sfântul Ioan Rusu, precum odinioară paraliticul la scăldătoarea Viteazdei și să stați aici în această scăldătoare a bisericii, care este cristelnița tuturor celor ce s-au botezat în numele Preasfintei Treime, a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Și cu multă dragoste și cu multă râvnă și cu multă evlavie să vă rugați Sfântul Ioan Rusu pentru dumneavoastră, pentru familiile dumneavoastră,
pentru părinții dumneavoastră, pentru copiii, frații sau surorile dumneavoastră, ca Dumnezeu nouă tuturor să ne aducă tămăduirea de care avem nevoie, vindecarea ce ne este nouă atât de necesară și alinarea sufletelor și a trupurilor noastre și mai mult decât atât, să ne ajute Sfântul Ioan Rusu să primim, să dobândim mântuirea, sfințirea și înveșnicirea noastră în împărăția cea cerească și sfântă a Preasfintei Treimi, a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Amin.